Decizia Curții Constituționale este una ilegală și demonstrează că justiția din Moldova nu este independentă. Declarația a fost făcută de vicepreședintele PLDM, juristul Alexandru Tănase, ca reacție la validarea de către Curtea alegerilor din 5 aprilie. Opinii similare au exprimat și ceilalți membri ai opoziției parlamentare. Acuzațiile sunt însă respinse de președintele Curții Constituționale, dar și de comuniști. Noi considerăm că ceea ce s-a comis ieri este o ilegalitate. Curtea Constituțională era obligată să sisteze examinarea rezultatelor alegerilor până când Curtea de Apel Chișinău, în calitate de autoritate judiciară competentă, s-ar fi pronunțat pe acele contestații pe care le-am formulat noi. PLDM și AMNEI reproșează Curții Constituționale că a luat decizia de validare fără a ține cont de cele câteva mii de probe privind falsificarea alegerilor depuse în instanță de către cele trei formațiuni. Pentru că decizia Curții este definitivă, partidele de opoziție susțin că nu vor vota un președinte propus de comuniști, iar asta va duce la alegeri anticipate. Noi nu vom participa la alegerea președintelui Republicii Moldova. Avem și noi acel mandat care e mai tare, de 60 de mandate a Partidului Comuniștilor. Dacă să mergem pe socotă așa pe care cea mai democrată, rămâne varianta ca să nu fie ales președintele țării. Curtea Constituțională respinge acuzațiile opoziției și susține că a acționat potrivit legii. Colectarea probelor nu a fost făcută la timp. A fost scăpat timpul. Trebuie să fie contestații respective, trebuie să fie contestații la Comisia Electorală Centrală, la Consilii de Circumscripții, la instanțele de judecată, toate treptele. Și iată, dacă ar fi fost prezentate o asemenea documente, bineînțeles, Curtea Constituțională le dădea apreciere respectivă. Aceeași opinie a fost exprimată și de comuniști. Noi am demonstrat și am adus argumente că toate probele celorlalți concurenți electorali privind presupusele încălcări sunt niște probe subiective, unilaterale, colectate cu încălcarea tuturor procedurilor legale prevăzute de codul electoral. În 2005 am obținut 19 voturi. Tot ieri, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților aleși în urma scrutinului din 5 aprilie. Astfel, PCRM va deține 60 de locuri în Parlament, PL și PLDM câte 15, iar AMN 11. Conform Constituției, până la 5 mai, președintele în exercițiu trebuie să convoace prima ședință a Parlamentului, la care va fi ales speakerul și vicepreședinții legislativului. După asta, urmează să fie propuse candidaturile pentru funcția de șef al statului. Potrivit legislației, acesta trebuie ales timp de 2 luni de la expirarea mandatului fostului președinte. Mandatul lui Vladimir Voronin a expirat la 7 aprilie. Dacă noul șef al statului nu este ales din 2 tentative, președintele în exercițiu dizolvă Parlamentul și anunță alegeri anticipate.